Bună seara și bine v-am regăsit! Astăzi o să împărțim în două emisiunea. În prima parte a emisiunii o să discutăm despre criza politică și soluțiile și căile de ieșire din această criză politică în care ne aflăm, despre scenariile posibile și imposibile, pentru că sunt mai mulți scenariști în ultima vreme în Republica Moldova. În partea a doua a emisiunii o să discutăm despre securitatea regională. În acea parte a emisiunii avem inclusiv oameni pe care îi vedeți foarte rar pe micile ecrane. Este vorba de Vlad Lupan, expert în relații internaționale și securitate, și Vlad Victor Chirilă, de asemenea președintele Asociației pentru Politică Externă. Tot în partea aceea a emisiunii o să îi avem în studio ca invitați pe fostul ministru al apărării Viorel Cibotaru și pe Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington. Acum însă discutăm despre situația politică din Republica Moldova cu Iurie Ciocan, fost președinte al Comisiei Electorale Centrale, acum lector universitar. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Vladimir Bolea, deputat PAS. Bună seara! Bună seara, mersi pentru invitație! Cu mare drag! Ați văzut că astăzi Comisia pentru Situații Excepționale a mai anulat niște restricții, unele din puținele restricții pe care le instituise la începutul stării de urgență. Vroiam să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Ciocan, dacă dumneavoastră personal simțiți această stare de urgență cumva? Eu, ca și cetățean, mă strădui să fiu cât se poate de precaut, respectând toate regulile stabilite de autorități în condiții de pandemie. Din păcate, observ că nu toată lumea face la fel. Inclusiv atunci când merg la o plimbare în parc, mă simt oarecum altfel, pentru că foarte puțină lume poartă mască. Mai grav este că nu se impune acest lucru. Probabil pentru a da o calificare stării acestei de stare excepțională ar trebui să vorbim cu medicii, să vedem cum suportă ei această situație, câți îmbolnăviți avem, câte persoane avem în stare gravă. Statisticile arată, ok, dar statisticile începeau să scadă înainte să fie instituită starea de urgență. Adică nu știu în ce măsură putem să punem asta ca o chestie pozitivă, urmare a stării de urgență. Înțeleg ce ziceți și îmi dau seama încotro duceți, deci există, am auzit și eu voci că nu ar fi cazul să fi fost introdusă această stare de urgență și ar avea alte, de exemplu, scopuri această stare decât starea de sănătate. Deci am auzit asemenea discuții. Nu știu cât de mult pot da eu aprecierea asta, am zis, pentru că ar trebui să vadă medicii care este starea de sănătate. Uh-huh. Politicienii deseori, în luptele sale, utilizează diverse instrumente. Inclusiv și instrumentele care le au la îndemână, utilizând puterea care o au prin adoptarea anumitor decizii. Da. Mai grav este nu că s-a introdus această stare excepțională, dar pentru mine personal mai grav este că ea nu se respectă rigorile care sunt specifice unei acestei ministeri. De ce credeți că se întâmplă asta? Lipsă de capacitate de impunere, în primul rând, și în al doilea rând, cultura politică foarte joasă a oamenilor, din păcate. Asta e primele constatări care pot să le fac. Dacă vreți să interveniți, dacă nu mergem pe... Ba da, deci eu am să continui ideea. Cu siguranță, datorită faptului că totuși este pandemie și nu este un lucru ireal și datorită faptului că mor oameni și noi avem o atitudine plină de respect pentru acest lucru și suntem îngrijorați, noi nu am atacat la Curtea Constituțională și nu am sesizat Curtea Constituțională din prima. Pentru că era evident că această situație de urgență este o jucătură politică. Dar noi ne aducem aminte că pe data de 13 martie la Consiliul Superior al Securității, doamna Maia Sandu a propus Parlamentul și cu 20 de măsuri care trebuiau luate pentru o perioadă concretă. Deci, ce înseamnă situația de urgență? Înseamnă o perioadă foarte concretă cu măsuri extrem de urgente care trebuie să făcute de către guvern, medici, de către toți cetățenii, ca noi să combatem un factor, ceva. Da. Și în realitate noi am avut o situație de urgență fără niciun fel de măsuri, pe o perioadă extrem de lungă și cu siguranță noi la două săptămâni am atacat-o pentru că era o făcătură, era pur și simplu un joc de nimic. Și eu vreau să spun că nu e problema cetățenilor că nu îndeplinesc, domnul Ciocan, regulamentul, dar este problema politicienilor care ar trebui să arate exemplu.
Pentru că vă aduceți aminte declarații la început, intră, iese, nunta, noi nuntă, e masă mare masă și sărbătoare, sărbătoare. Care, și toate elementele astea duc la desconsiderarea situației în sine. Și mai mult decât moldoveni, nu există popor care cred că, dar eu nu sunt om, dar eu nu sunt mândru, dar dacă el nu poate, dacă el nu îndeplinește, eu nu pot să nu îndeplinesc. Adică noi avem un comportament social extrem și extrem, din punctul meu de vedere, agresiv în raport cu noi înșine, controlând, necontrolându-ne activitatea noastră și ne înțelegând cât de important este chiar aceeași purtare de mască. Drept dovadă, ca să fie scurt, eu într-o an și o lună, dar nu am fost niciodată să nu fiu printre foarte mulți oameni și au fost foarte mulți oameni în prejurul meu cu COVID. Eu râdeam că lângă mine așa zburau gloanțele. Distanță socială, spălatul pe mâini, masca schimbată odată la 3-4 ori dacă comunicam cu oameni și nu am avut COVID. Sunteți sănătos. Da. Întrebarea acum este dacă această stare de urgență mai trebuie menținută în condițiile în care vedem că se anulează restricțiile. Adică această senzație că a fost introdusă din considerente politice pentru mine s-a întărit în urma acestor vreme. Acțiuni. Da. Adică și eu ca cetățean simplu mă întreb, ok, dar care e rostul de aici încolo să mai avem această stare de urgență? Doar pentru că cineva vrea să țină neapărat această stare de urgență ca să nu poată fi dizolvat Parlamentul? Sau totuși e timpul să gândim logic și să luăm niște decizii, adică să ia? Că... Deci, logica... Nu noi suntem cei care urmează să luăm decizii. Deciziile ar trebui să vină de la guvern și propuse Parlamentului, din câte înțeleg. Sigur că dumneavoastră încercați să construiți un șir logic de explicație a celor ce vedeți în jur. Eu încerc să văd partea legală a problemei. Uh-huh. Există o hotărâre a Parlamentului care instituie această stare excepțională. Există termen de expirare. Există Parlamentul care poate să-și reevalueze această decizie. Da. Și există Curtea Constituțională care poate să dea o apreciere critică, ori poate să constate că nu sunt condiții de apreciere critică asupra acestei hotărâri. Da. Deci asta e tot ce ar putea fi. În rest, noi cetățenii care analizăm situația, care nu suntem indiferenți, noi sigur că putem să avem păreri diferite, putem să-i dăm apreciere. Cu uite, e un joc politic, da. S-a făcut special pentru a atinge anumite scopuri. Din punctul meu de vedere, regulile, cum am început-o chiar când ați lansat emisiunea, regulile în activitatea politică nu întotdeauna sunt scrise. Politicienii își utilizează la îndemână toate resursele care le au. Trebuie să înțelegem clar și să dăm apreciere a celor ce se întâmplă în jur. Și asta e tot. Asta putem face noi ca cetățeni, da. Pentru că buletinul îl ținem noi în mână. Corect. Haideți să începem să dezghiocăm un pic lucrurile astea. Miercuri, din câte am înțeles, Curtea Constituțională se va pronunța dacă... Putem? Săptămâna viitoare. Marți, mi-e. Ah, ok. Ați auzit că marți? Eu citisem undeva... În următoarele zile. Ok, săptămâna viitoare, da. Și se va pronunța asupra sesizării depuse de deputați în privința legalității instituirii acestei stări de urgență. Pe de altă parte, avem deja un aviz al Curții Constituționale care constată circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule Ciocan, este dacă Curtea Constituțională anulează săptămâna viitoare starea de urgență. Mai există vreun impediment în calea Maiei Sandu pentru dizolvarea Parlamentului? Deci, avizul primit de la Curtea Constituțională îndreptățește președintele Republicii Moldova să semneze decretul de dizolvare a Parlamentului și numirea datei alegerilor, pentru că se face în limita unui același act juridic, în momentul în care nu există alte impedimente de ordine legal. Deci în momentul în care Curtea Constituțională va da o apreciere critică acelei hotărâri a Parlamentului de instituirea stării de urgență, președintele țării este întemeiat să emită acest decret. Totodată, din punctul meu de vedere, iarăși, Curtea Constituțională ar trebui, dacă va examina aceste două sesizări, va trebui să examineze partea juridică a problemei. Nu poate să examineze partea de oportunitate. Pentru că oportunitatea nu ține de competența Curții Constituționale. Explicați un pic aici. Eu am înțeles ce aveți în vedere. Deci Curtea Constituțională va examina respectarea tuturor procedurilor, rigorilor constituționale și legilor.
Deci asta va examina Curtea Constituțională. Dacă nu cumva s-a încălcat o procedură, da, o lege, o normă constituțională, Curtea Constituțională nu va examina cât ăștia au făcut-o cu bunăvoință, din considerente ori din politice, considerentul să mai întindă un pic perioada de viață a Parlamentului. Am înțeles. Cel puțin, haideți să o zic, nu pot să fiu ferm, dar cel puțin n-ar trebui, asta m-am învățat mine la lecțiile de drept constituțional. Deci nu examinează Curtea Constituțională chestiunile de oportunitate. Da. Examinează partea legală a problemei. Și aici eu nu m-aș grăbi să dau cu anumite pronosticuri că va fi așa ori va fi altfel. Cert este că fie că această stare de excepțional va expira în mod natural, hai să spunem la termenul în care expiră stabilind data de 30 mai, fie că Parlamentul va revedea-o, oricum am zis, Curtea Constituțională va da un anumit aviz. Răspunzându-vă la întrebare, președintele țării, după expirarea acestor circumstanțe, nu are niciun impediment în semnarea decretului de dizolvare a Parlamentului și numirea datei legilor anticipate. De ce vă întreb, imediat vin cu întrebarea pentru dumneavoastră, dar vă întreb asta pentru că am văzut în ultimele două zile presa pro-PSRM a fluturat cu un mesaj scos în titlu pe care, care vi-l atribuie dumneavoastră. O să-l reproduc, după care o să puteți să comentați. Ei spun așa, că ați fi spus dumneavoastră, decretul de dizolvare a Parlamentului va fi nul dacă Maia Sandu nu va identifica banii pentru anticipate. Și întrebarea mea este, Maia Sandu trebuie să identifice banii? Bravo, e perfect. Haideți să o luăm de la început. Deci a fost o discuție între mine și între un reporter de la portalul Deschide Media. Așa. Respectiv acolo a apărut acest material. Explicația mea, care eu sunt gata să o reiterez și să o argumentez, este următoare. La momentul în care intră în vigoare decretul de dizolvare a Parlamentului, Parlamentul își pierde o parte din competență. Inclusiv competență de a adopta și a modifica legi organice. Da. Respectiv, dacă la momentul semnării acestui decret nu vor fi identificate surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării alegerilor, nu se va mai putea interveni la alte articole de cheltuieli și de a face aceste ajustări la bugetul de stat, care a fost aprobat prin lege, prin lege să fie ajustat și aduse cheltuielile banii acolo unde trebuie cheltuiți. Eu astăzi la fel cred așa. Plus, vreau să atrag atenția și la o hotărâre a Curții Constituționale din 2017. Deci este vorba de hotărârea Curții Constituționale din 27 iulie 2017, când s-au expus la sesizare unui grup de deputați din Partidul Liberal, Mihai Ghimpu și cu un grup de deputați din Partidul Liberal, au sesizat Curtea vis-a-vis de decretul președintelui de numire unui referendum constituțional, care urma să aibă loc pe data de 24 septembrie 2017, conform acelui decret. Erau propuse 4 întrebări către referendum consultativ. Da. Pentru că președintele țării poate iniția referendumuri consultative. Curtea Constituțională, în frunte cu magistratul Tudor Panțiru, a declarat neconstituțional acest decret cu argumentele de rigoare. Și unul din argumente care este expus sub punctul 141, dacă nu greșesc eu, în ordinea punctuației, în numerotației în acea hotărâre a Curții Constituționale, spune clar, resursele financiare pentru cheltuielile necesare pentru acoperirea acestui scrutin trebuie identificate în Parlament, pentru că Parlamentul adoptă legea bugetului, guvernul cheltuie și alocate acești bani trebuie Comisiei Electorale Centrale. Comisia Electorală Centrală, și aici citesc din acea hotărâre, poate procede la acțiuni de pregătire a campaniei electorale doar după ce îi se alocă resurse financiare. Deci lucrul ăsta nu că sunt împotrivă, deci faptul s-a epuizat, vor fi ori nu vor fi alegeri, este pentru toată lumea clar că alegeri vor fi. Exact. Deci acest lucru nu se mai pune în discuție și categoric nu vreau să fie tratate pozițiile mele ca poziții anti-alegeri. Nu mai poți. Aceasta ar fi o poziție antidemocratică. Așa a stabilit Curtea Constituțională. Aceste alegeri trebuie să aibă loc. Doar că eu bat un mic clopoțel, în etapa preparatorie către semnarea acestui decret, trebuie identificate aceste surse, cât Parlamentul este funcțional, poate vota modificări, cât guvernul este așa cum este el, dar poate face anumite realocări pe interior.
poate adopta hotărâri cu distribuirea banilor din fondul de intervenție, așa numit fondul de rezervă. De rezervă. Nu știu ce mai rămas acolo. Pentru că noi am mai avut, nu știu cât a mai rămas, noi am mai avut alegeri care au fost finanțate din fondul de rezervă. Pentru că știți că în perioada 2004-2010 noi am avut runde de alegeri anticipate. Da, da, da. Și aceste alegeri anticipate, asta înseamnă că ele nu sunt planificate. Asta înseamnă alegeri anticipate. Dar de câți bani am avea noi nevoie pentru un scrutin parlamentar? Se vehiculează cifra de 120 de milioane de lei. Din punctul meu de vedere, această sumă va fi mai mică. Pentru că se face o analogie cu alegerile precedente prezidențiale și alegerile parlamentare precedente, probabil va fi suma mai mică. Pentru că, de exemplu, precedentele parlamentare, noi am avut 51 de consilii electorale de circunscripție, da, 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 dacă vă aduceți aminte, da, pentru că era sistemul mixt. Și respectiv, cheltuielile cam 80% din tot bugetul alocat Comisiei Electorale Centrale sunt cheltuieli de personal, de salarizare. Respectiv, eu prezum că oricum această cifră trebuie să ne orientăm. Dumneavoastră ați fost și președinte a CEC-ului în perioada când nu era pe un nominal. Cât era plus minus alegerilor? În jur de 100 de milioane. Cam 100. Asta vă zic eu. Cert că noi trebuie să ne orientăm, dar nu uitați maxim că a crescut și salariul mediu pe economie. Da, da, da. Mai sunt și măsurile anticovid. Măsurile anticovid care, de exemplu, în alegerile precedente prezidențiale au fost bugetate 18 milioane de lei. Grație atitudinii gospodărești, să zic, a colegilor din Comisia Electorală Centrală, din acei bani au fost cheltuiți, dacă nu greșesc eu, vreo 11-12 milioane, în rest, banii au rămas în buget. Dar știți că s-au asigurat cu măști gratuit, cu antigen. Nu, au fost la cel mai înalt nivel. Au fost organizat sub acest aspect, deci la nivelul cuvenit. Noi nu am avut val de îmbolnăviri după alegeri, hai să o zicem, și asta e indicatorul principal. Da, da. Deci, ca să pot conchide aici. Nu am pledat anti-alegeri. Vreau să fie absolut clar, pentru că am fost chiar azi de dimineață abordat de o domnișoară din tot din media, o ziaristă, nu știu, doamnă, iertați-mă dacă greșesc, care zice că dumneavoastră pledați ca să nu fie alegeri. Nu-i corect. Eu nu mai pun la îndoială că aceste alegeri anticipate vor avea loc. Și odată când se va termina această stare excepțională, președintele este îndreptățit. Și aici vreau să vă spun că Curtea Constituțională nu a obligat președintele. I-a oferit un drept. Poate. Și aici președintele țării poate merge și altfel. Poate să mai invite odată partidele să zică, haideți să mai facem o tentativă. Teoretic vorbind, are această posibilitate. Dar are și posibilitatea să semneze acest decret. Eu am bătut un clopoțel. Am înțeles. Ca să să fie atenți atunci legat când pregătesc. De acest clopoțel, domnul Bolea, haideți să privim lucrurile reale și să reieșim și din declarațiile care le-au făcut cei din Partidul Socialiștilor, care au spus foarte clar că voi bani în buget nu aveți pentru alegeri anticipate, iar 51 de voturi pentru modificarea legii bugetului nu o să aveți. Și atunci, soluția? Să știți că se lucrează la identificarea unei astfel de soluții și eu tind să-i dau dreptate domnului Ciocan și eu să am ferma convingere că până în momentul în care va fi semnat decretul, va fi identificată și soluția cu siguranță. Deci totul va fi perfect legal până la acel moment. Și eu vreau să spun ca cetățenii să înțeleagă, Parlamentul ăsta numește lucrativ din luna decembrie, când îi stăteau și votau la foc continuu noaptea diferite tâmpenii. Senzația o ai când între Parlamentul Republicii Moldova, știți cum sunt copiii care nu sunt cei maturi acasă. Păi nivelul de votare, ca să înțeleagă cetățenii, se votează legi înregistrate ieri. Deci legi care n-au trecut nici printr-o comisie, legi care n-au trecut prin avizarea guvernului. Nu, dar legi, deci astăzi se discută legi înregistrate ieri sau mai altă ieri. Au două zile de când au intrat în procesul legislativ. Se pun la vot și se votează. Deci următorul parlament o să aibă 6 luni în care o să trebuiască să facă o revizie totală și să anuleze la foc continuu tâmpenile care le votează ăștia. Stați, dar aveți alt instrument de sesizare a curții. Categorie, da. Noi și cu asta ne ocupăm, înțelegeți? Dar, ca să înțelegeți, este o debandadă totală. O debandadă totală. 400 de milioane încolo, 500 dăm încolo, 1 miliard dăm dincolo. Deci sunt niște aberații. Nimeni nu ține cont de nimic. Parlamentul ăsta trebuie să fie dizolvat la foc continuu, pentru că distrug țara. Ei distrug țara votând niște tâmpeni mai mari decât ei. Deci unicul lucru care îl poți descrie acest parlament cum funcționează acum cu această majoritate, nu sunt cei maturi acasă. Au rămas copiii mici care strică tot în casă. Și lucrul ăsta nu mai poate fi suportat. Și dacă te mai gândești că 2 ani zile ar mai putea dura această debandadă în Republica Moldova, păi ți se ridică părul măciuc, așa ți se face pe mâini. Dar de ce fac ei asta?
Păi nu știu de ce fac, pentru că am ferma convingere că ei sunt ferm convinși că alegeri anticipate vor fi, pentru că pe ei deranjează nu faptul că vor fi alegeri anticipate, dar pe ei deranjează că nu ei scriu data când va fi alegeri anticipate. Asta este moftul. Că ei vor neapărat să stai la masă cu ei, să bei ceai, să vii cu colaci, să faci poate un dans și să spunem împreună, hai când va fi această dată. Dar data se stabilește în mod foarte clar și cert. Pe ei nebunește faptul că PAS-ul în toată această perioadă și doamna președinte în toată această perioadă niciodată nu și-a schimbat părerea asupra motivului. Chiar dacă noi am delegat două guverne să fie votate și erau pregătiți să intre și am trimis pe cei mai buni. Așa, intrau din prima zi, începeau să taie la stânga și la dreapta. Dar nu se întâmpla nimic în mizerie și în orice. Se începea să muncească, nu n-au votat. Ei așteaptă să stăm la masă. De fiecare dată, despre ce să vorbim? Despre ce să vorbim? Este foarte clar. Doamna președintă, acum Curtea Constituțională, dacă anulează starea de urgență, semnează decretul, vor fi identificate sursele financiare. Perfect. Va fi semnat decretul și va fi numit. Sunt două soluții. Sau 60 de zile sau 90 de zile. Altceva nu mai mult de 90. Nu mai mult, exact. Nu poate fi. Nici ori. Ori 60, ori 90. Nu mai mult de 90. Poate fi 55. Eu cred 55 că va fi nu poate fi. Exact, da. Da, de unde bani, domnul Bălea? O să identifici. Noi să avem... Asta e menirea guvernului. Exact. Guvernul pe care îl controlează sunt tot diferite surse. Sunt diferite surse, sunt diferite capitole de bugetare. Spre exemplu, primele trei luni, și avem raportul pe masă, deputații, avem raportul Ministerului de Finanțe pentru primele trei luni anului curent. S-au încasat cu 1,7 miliarde lei mai mult decât aceeași perioadă anului trecut. Ca să fie clar pentru telespectatori. Deci s-au încasat per total 16,7 miliarde de lei cu 1,7 miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Ceea ce înseamnă că agenții economici își plătesc impozitele, importurile vin, oamenii plătesc TVA-ul, oamenii își plătesc taxele și impozitele, economia funcționează în măsura în care îți permite să ai bani în buget pentru toate capitolele care au fost bugetate conform votului care problema a fost dat. Problema e că nu aveți linie bugetară pentru chestia asta și aveți nevoie sunt de diferite, votul Parlamentului. Sunt diferite fonduri de rezervă a guvernului și eu cred că se va ambla la ele, se vor uita în ele, se vor face multe treburi acolo și tot. Da, ok. Hai să înțelegem faza cu data alegerilor. Am văzut că și unii juriști spun că această dată trebuie să treacă tot prin Parlament. Nu. Ce? Nu este nevoie. Nu. Spuneți-ne care este procedura. Deci procedura este stabilită expres în codul electoral și este în felul următor. Prin decretul de dizolvare a Parlamentului, președintele țării numește data alegerilor care poate să fie nu mai devreme de 60 de zile din momentul semnării decretului și nu mai mult de 90 de zile. Deci în acest coridor, președintele prin decret semnează data alegerilor. Punctul 1. Se dizolvă Parlamentul de legislatură a 10-a. Punctul 2. Se stabilește data alegerilor parlamentare anticipate în data X, care, la rândul ei, deja trebuie să corespundă prevederilor codului electoral. Parlamentul nu are treabă în acest context. Cu tot respectul pentru, nu știu cine sunt acești oameni, dar... Nu, am văzut diferite opinii și de asta am zis să stabilim și elementul ăsta ca deci este la discreția pixului doamnei președinte numirea deci acestui. Deci ea stabilește și am mai văzut o interpretare că în același decret ar trebui să apară și sursele de unde destinația surselor financiare. Deci decretele precedente, dacă o să ne uităm, există o mențiune prin care scrie că resursele necesare vor fi acoperite din fondul de rezervă guvernului. Deci așa un decret a existat. Aha. A existat așa un decret, cum v-am spus, în 2009, în 29 iulie 2009, când am avut alegeri anticipate după alegerile din 5 aprilie. Respectiv, asemenea indicator, adică o asemenea indicație a existat. Dar ea nu este obligatorie din câte înțeleg. Haideți, este obligatoriu să fie identificată sursa. Pe cât e de obligatoriu ea să fie indicată în decret, este o chestiune de formă deja discutabilă. Am înțeles. Esențial este să existe linie bugetară alocată Comisiei Electorale, pentru că, iarăși revin, Comisia Electorală Centrală nu procede la activitatea de pregătire a legilor până când nu sunt alocate fondurile, toate. Nu un avans de 5%, dar toată suma necesară.
Asta scrie undeva? În hotărârea Curții Constituționale, care, la care v-am făcut referință, din data de 27.07. 141 punctul din hotărâre. Am înțeles. Din hotărârea acelei curți. Bun. La sfârșitul săptămânii trecute, socialiștii s-au adunat într-o ședință, ați văzut, și la finalul acestei ședințe au cerut demisia președintelui Maia Sandu și organizarea alegerilor prezidențiale anticipate, acuzându-o pe șefa statului de lovituri de stat. Ce valoare are decizia asta sau ce a fost ea? Ne barusesc așa, nașa peste hărașa, nașinai snăceaua. Adică, practic, este nulă de drept, absolut. Este o declarație politică și trebuie turată altă dată. N-are putere juridică, n-are cum să fie nulă. Deci e o declarație politică. Declarație politică, absolut. E o poziție politică. Dacă ei vor procede la diferite acțiuni, atunci vor atrage pe dânsile diferite concluzii de dacă se încalcă legislația sau ceva. Dar restul sunt declarații politice și îmi pare că un partid care a pierdut alegerile prezidențiale într-un mod atât de lamentabil, cu siguranță face declarații de anul ăsta. Au mai declarat în plus la asta că alegerile parlamentare ar trebui să aibă loc într-o zi cu alegerile prezidențiale, ca doamna președinte să-și demonstreze câte voturi are după dânsa. Și multe alte declarații absolut copilărești, din punctul meu de vedere, care nu le face față deloc. Dar noi de ce ar trebui să-i cenzurăm? Dacă vorbim... Absolut deloc. Nu, deci, dacă facem un zoom out, este un joc politic. Absolut. Pe o tablă care se numește activitatea politică, este evident că fiecare are activitatea sa. Pentru orientarea publicului, am zis că e important să... Pentru că cineva în duminica trecută a încercat să facă mare tamtam pe chestia asta și lumea a zis, wow, îi se cere șefului statului demisia, incredibil. Până la urmă, eu fiind în postura de demnitar public la CEC, cred că săptămânal cineva îmi cerea demisia. Deci e o parte a jocului. Adică e o parte... Dar noi nu-i cenzurăm, noi ne amuzăm. E o parte de activitate politică. Pentru că eu, de exemplu, am auzit opinii destul de fundamentate din partea unor analiști serioși, nu doar din Republica Moldova, care spuneau că, uite, activitatea partidului PAS este absolut firească comportamentul de manifestat astăzi, absolut firesc unui partid care este tânăr, care încă urmează să treacă căile de afirmare ca și partid politic, care vrea mai multă putere, vrea mai multe locuri în Parlament și are această capacitate susținută de electorat. Ar fi păcat, spun acești oameni care am vorbit eu, să nu utilizeze aceste oportunități. Deci lucrurile trebuie să le spunem pe față. Jocul politic are regulile sale. Cineva încearcă să-și lărgească bazinul electoral, cineva încearcă să nu piardă, să lupte, să mai tragă din timp, poate să mai schimbă lucrurile. Dar linii roșii în această luptă legea și Constituția. Exact. Legea și Constituția. În rest sunt regulile luptei politice. Așa e, îți dau șuturi. Poți face de oricare. Exact, își dau șuturi, se împing, se mai etichetează, mai inventează, mai bagă un fake news nu știu unde. Uh-huh. Deci asta e activitatea politică. Noi, în schimb, trebuie să ne dezvoltăm viziunea critică, să înțelegem și să dăm o apreciere adecvată. Că asta nu are cum să se întâmple pentru că, asta este o declarație de ochii lumii pentru că, asta se face pentru că vor o mai mare reprezentare, asta se face pentru că vor să-și conserveze puterea așa cum este. Da, dumneavoastră, din ceea ce ați văzut, iată, până acum, ați desprins elemente de uzurpare a puterii în stat de către vreuna din tabere? Eu trebuie să vă recunosc, n-am calificarea necesară de a da așa aprecieri de uzurpare. Sincer, ca este o... Da, dar sunt prea multe detalii care trebuie examinate. Este ori nu este uzurpat puterea în stat. Este chestiuni care poate, nu știu, Curtea Constituțională doar de ar putea. Parlamentul poate să iei o atitudine politică, cum am mai luat-o anterior. Dar nu mai mult. Un alt demers al socialiștilor pe care am impresia că azi chiar l-au făcut public de la Tribuna Parlamentului pentru presă, au spus că ei inițiază un proiect privind demiterea celor trei judecători care au votat acel aviz al Curții Constituționale și săptămâna trecută, dacă nu greșesc, domnul Furculiță chiar a asigurat că vor fi suficienți deputați care vor vota un astfel de demers. Asta ce-i? Deja... Deci până a face pasul
cu înregistrarea un astfel de proiect este declarație politică și trebuie tratat ca atare. În momentul în care ei vor face gestul în sine, el este ilegal din punct de vedere juridic și asta încă o dată vorbește despre necesitatea dizolvării acestui parlament care încearcă să elimine trei judecători de la Curtea Constituțională pentru că nu s-au conformat mofturilor unui fost președinte. Deci asta eu astfel o văd. Deci el a vrut și nu s-au conformat trei judecători. Și pentru asta îi trebuie să dați afară. Nu pentru că au încălcat sau nu au încălcat Constituția, că el pricepe în Constituție cum eu. Nu, el face cosmic. Trimitere la el nu face niciun fel de situația trimitere. Din 2019. El face trimitere nu, că nu s-a îndeplinit moftul dânsului și atât. El a vrut ca cu el să se așeze la masă, să se umple o masă cu colaci, eventual să mai mergem și cu motoreta prin câmp să mai facem nu știu ce încercări din treceri pe acolo. Mai bem două, trei pahare cu vin, după care noi, ca băieți cei mari, stabilim data când vor fi alegerile. El probabil așa și imaginează că se face politică. Republica Moldova e sătulă de genul ăsta de politicieni. Republica Moldova nu a avut niciodată, din păcate, politicieni funcționari care se scate de munca sa. Și că din ăștia o să vină următorul parlament. Și parlamentul ăsta trebuie dizolvat și cu un măturoi mare, că toată Moldova asta măturasă la stânga și la dreapta să nu le vedem nici urmă. De mofturi, de declarații politice, că el stabilește. Dar cine ești tu, stabilești tu? Moftul tău, că tu dai Curtea Constituțională afară. Dumneavoastră, domnul Bolea, ați fost partea coaliției de guvernare când s-au selectat această sigur. Curte. Sincer, așteptam de mult o oportunitate. Îți dau întrebarea celor care au avut putere atunci, care erau la putere. Voi, de ce ați întortochet așa de tare de numirea judecătorilor la curte? Concurs, anularea concursului. Iar revedem, iar anulare. Numirea pe criterii politice, unul de la mine, unul de la tine. N-ați știut unde să ajungeți? N-ați știut unde? Domn Ciocan, mă pomenește domn prim-ministru, privește. Da, pentru că chiar am deschis și Constituția ca să doar o secundă. Da. Am să vă rog să-mi răspunzi, pentru că chiar vreau să aud o opinie. Răspuns, 137. Și aici eu, nu din mare simpatie ori mare nesimpatie, dar din respect față de Constituție. Domnul Ciocan, adresați întrebarea și după asta intrăm în publicitate și vă răspundem după publicitate. Nu e o întrebare. Judecătorii Curții Constituționale sunt inamovibili pe durata mandatului. Asta vroiam să zic, dar întrebarea am dat-o. De ce s-a întortocheat atât de mult concursul pentru completarea vacanțelor la Curtea Constituțională? Pentru că au fost cu tot alți oameni care au câștigat concursul. Dar au ajuns, nu știu, cei care au ajuns. De asta ați citit ca printre altele. Luăm publicitate și revenim cu răspunsul domnului Bolea. Revenim la discuția în studio. Nu m-am gândit că o să trebuiască să revenim la subiectele alea pe care noi le-am mai discutat cu concursurile din era de după plecarea lui Plahotniuc, dar iată că domnul Ciocan ne-a provocat. Așa că eu aș vrea ca domnul Ciocan să citească încă o dată la anunțul care l-au făcut ei că vor ataca cei trei judecători în plenul Parlamentului. Citiți, vă rog, domnul Ciocan, în Constituție ce scrie despre... Eu vă rog frumos. Deci eu am citit articolul care prevede judecătorii sunt inamovibili. Inamovibili pe perioadă. Evident. Deci noi vorbim despre prevederile constituționale, dar în momentul în care ajungi să nu fii mulțumit de rezultatele care le obții, ori nemulțumit de anumite situații, trebuie să vii mai jos un pic, la momentul când s-au pornit acest proces. Și asta v-am întrebat despre concursuri. Și acum ați spune despre concursuri. Deci, ca să fie clar prin telespectatori, eu am considerat că este foarte important să fie acest lucru scos din tot ce s-a vorbit, că este foarte important lucrul ăsta. Deci, eu vreau ca noi să trecem un pic în retrospectivă lucrul Curții Constituționale de-a lungul de când există Curtea Constituțională, de când există Republica Moldova și modul în care ea a lucrat. Da, nu și foarte lung. Mai ales, nu foarte lung. Și revenim foarte ușurel în primăvara anului 2019, mai ales să ne apropiem chiar și mai scurt, perioada când Parlamentul Republicii Moldova era dizolvat, nu era dizolvat, era stare de urgență, nu era stare de urgență și Curtea Constituțională privea televizorul în direct și anula hotărârile și ce vota proiectul, toate că toată lumea știe că Curtea Constituțională poate lua hotărâri numai în baza unei sesizări. El nu se poate autosesiza, nu are un astfel de drept. Dar el privea în direct televizorul și dădea hotărâri la foc continuu, înțelegeți? Evident era, domnul Ciocan, ca noi, politicieni, în marea majoritate, fără experiență deloc de deputați de Parlament, să venim să încercăm să schimbăm ceva. Și noi, de fiecare dată am spus, noi nu suntem nici geniali, nici măcar talentați nu suntem. Avem inimă mare, iubire de oameni și respect pentru lege. Și am încercat în limitele legii și posibilităților care există să facem tipuri noi. Știți cum spunea Einstein? Ești prost dublu dacă de fiecare dată procedezi la fel
și aștepți alt rezultat. De asta noi am vrut să schimbăm modul, am vrut să facem niște lucruri mai neordinare. Și drept dovadă, eu să vă spun sincer, această curte constituțională, de bine, de rău, funcționează. Ea nu funcționează de fiecare dată în folosul Maia Sandu. Numai în acest an, Maia Sandu a primit de două ori concluzia că este neconstituțional ceea ce face. Care da, exact. Vreau, adică noi vorbim să, despre... Vreau să simțiți că sunt departe de a spune că ce menționați dumneavoastră, că nu este funcțională. Funcțională, eu despre asta vorbesc, dar vorbesc despre procedurile de numire în funcție, pentru că s-a trecut prin concursuri, prin anulări de concursuri, prin nominalizări politice. Da, noi ne amintim și noi le-am discutat inclusiv în studioul ăsta în perioada aceea. Dar răspunsul a fost, s-a întâmplat toate astea din încercarea de a face într-un alt mod, de a îmbunătăți, de a face mai bine. Apropo, în contextul alegerilor, și dacă tot vorbim de mandat și de selectarea oamenilor în mandate în instituțiile autonome ale statului, vreau să vă atrag atenția că în data de 15 este tot important în contextul numirii datei alegerilor. Mandatul actual e componență Comisiei Electorale Centrale expiră în data de 15 iunie. Da. Respectiv, iarăși codul electoral prevede o derogare dacă, dacă expirarea mandatului este în interiorul unei perioade electorale, atunci mandatul este de drept prelungit pentru cel puțin, adică cel mult, 90 de zile. Deci se dea posibilitatea acestei Comisii Electorale Centrale să ducă până la sfârșit alegerile care au început. Da. Dacă, de exemplu, doamna președinte Maia Sandu va semna decretul de numire a datei alegerilor după data de 15.06, deci fiind deja expirat mandatul actual al Comisiei Electorale Centrale, mai este o situație legată cu mandatul Comisiei. Deci ar trebui confirmată Comisia Electorală Centrală, altă componență, și care va demara alegerile. Deci respectiv, mai este și acest risc de care trebuie ținut cont. Eu cred că juriștii de la președinții țin cont toate astea. Da. Nu mă îndoiesc. E un detaliu interesant. Doar că atrag atenția. Pentru că dacă, de exemplu, starea de urgență expiră 30.05 la 24.00, da? Între 30.05, 24.00 și 15.06, iarăși 24.00, totuși mai avem două săptămâni. Uh-huh. Dacă în aceste două săptămâni, din careva motive, nu știu, nu se semnează decretul prezidențial, și, pentru că perioada electorală începe cu momentul în care este făcută publică data alegerilor, începe perioada electorală, respectiv mandatul cecului în acea etapă, la acel moment, se extinde cu 90 de zile. Dacă nu se va întâmpla în acest coridor de 15 zile numirea datei alegerilor, atunci apare întrebarea și cu mandatul Comisiei Electorale Centrale. Adică dacă e până pe data de 15... Am înțeles, am văzut și pe Igor Dodon că jonglează cu chestia asta și foarte bine că ați făcut precizarea asta, pentru că... Trebuie de ținut cont și de asta. Da, cineva încearcă să speculeze politic și elementul ăsta, spunând că să vedem ce o să facă pentru că expiră mandatul Curții Constituționale. Deci, Comisiei Electorale Centrale. Deci el poate fi mutat. El se extinde doar dacă până la expirarea mandatului au fost numite alegeri și s-a intrat în perioada electorală. Atunci nu mai trebuie niciun act suplimentar. Iar în perioada electorală se intră odată cu desemnarea datei alegerilor. Cu semnarea decretului se începe perioada. Da, am înțeles. Da. Și încă un aspect, am înțeles că judecătorii Curții Constituționale sunt inamovibili, dar vă întreb încă o dată pentru ca să înțeleagă și telespectatorii. Deci, judecătorii Curții Constituționale nu pot fi demiși decât dacă încalcă Constituția. Și acest fapt să fie constatat. Cum? El se constată cum? Cum? Se constată în baza unor acțiuni constatatorii de către Parlamentul Republicii Moldova, care trebuie să constate încălcarea Constituției, anume articolul X, articolul Y. Pentru asta e nevoie de un vot în Parlament? Evident. Dar câte voturi sunt necesare pentru chestia asta? Risc să greșesc aici. Ok. Nu sunt gata să dau cifre. Exact aici ar trebui de consultat legea privind jurisdicția cu Curții Constituționale. Pentru că în Constituție acest lucru nu se menționează, din păcate. Am înțeles. Bun, dacă întâmplător aflați până la sfârșitul emisiunii, ar fi foarte bine să ne spuneți. Între timp, am văzut că socialiștii au înregistrat astăzi un proiect
în vederea constituirii unei comisii speciale parlamentare care va elabora mai multe proiecte de lege privind reforma constituțională. Da. Și am văzut îngrijorări din partea mai multor deputați din opoziție. Spuneți-ne ce se urmărește prin toată treaba asta. Păi o să vedem că mâine o să declare care sunt punctele. Cu o comisie parlamentară nu o faci de dragul denumirea unei comisii parlamentare. Dar trebuie să aibă niște obiective foarte clare. Ca să înțelegem mai bine. Păi noi nu știm ce vor ei și ce atribuții vor să schimbe. Probabil vor să lege arăși de SIS, vor să lege de nu știu ce lucruri care de împuternicire care are președintele, să-i taie din împuternicieri. Noi acum ne dăm cu presupusul. Da. Eu cred că trebuie de așteptat când o să iasă și o să citească obiectivele acestei comisii. Haideți să intrăm iarăși în procedură, pentru că știți că în procedurile mici, acolo de obicei sunt problemele cele mai mari. Așa. Deci pentru revizuirea Constituției trebuie aprobat un proiect de modificare a Constituției. Și analizat, studiat 6 luni. El trebuie avizat la Curtea Constituțională, avizat la Curtea Constituțională, după care 6 luni de zile stă la rece, deci nu poți după avizul pozitiv, hai să admitem că va fi aviz pozitiv a Curții Constituționale vis-a-vis de modificarea Constituției, Curtea examinând acel proiect, vă spune că da, este posibil schimbarea Constituției în acest sens. Este posibil, se încadrează în limită. Nu sunt pus în pericol suveranitatea, independența statului, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, libertate, mai scurt tot ce ține de principiile de bază. Și respectiv din acel aviz, din data acelui aviz, până la revenire la vot în Parlament, trebuie să treacă cel puțin 6 luni. Deci ținem și de cont și de această situație. Fără aceste 6 luni nu poate fi nimic. Nu poți veni, pentru că acest lucru garantează stabilitatea Constituției și, într-un fel ori altul, păzește Constituția de acțiuni imediate, da, care sunt de conjunctură. Da, și eu cred că este un element de stabilitate foarte important. Puțin timp ne-a mai rămas și mai sunt câteva elemente pe care vreau să le discut cu dumneavoastră. 5 minute, practic, mai avem. Semnalul pe care l-a transmis domnica Manole zilele astea, inclusiv aseară, în cadrul unui interviu pe care l-am realizat cu domnia sa, din care reiese clar că dânsa se teme pentru siguranța ei după avizul din data de 15. Spune că domiciliul ei este supravegheat de niște ciudați, că a fost acostat în trafic, că s-au întâmplat mai multe lucruri despre care în momentul acesta nu poate vorbi public încă. Ce se întâmplă? A solicitat pază de stat, i s-a dat? Eu am să dau o întrebare care vă rog să mă iertați că vorbesc în primul rând de o doamnă. Dar cereri la poliție a existat? Am întrebat-o dacă a transmis o solicitare la Procuratura Generală. Domnia sa a spus că... Dar de ce la Procuratură? La poliție, în așa condiție, se adresează la poliție. Deci a existat o cerere la poliție. Și din câte am înțeles, a răspuns doamna, de lucrurile astea se ocupă acum în Serviciul Protecție și Pază de Stat. Nu, Protecție, Pază de Stat, nu poți să depui plângere la poliție Identificarea celor care stau și pândesc pe acolo. Eu dau întrebări, pentru că întotdeauna am fost învățat să am viziune critică asupra celor ce se întâmplă. Deci, a fost o perioadă când și eu, fiind în conducerea Comisiei Electorale Centrale, la decizia președintelui din acea perioadă, domnul Timofti, pentru 30 de zile mi s-a oferit pază de stat. Nu a fost decizia mea, nu a fost solicitarea mea, deci nu am fost întrebat. M-am trezit cu conducătorul SPPS-ului de atunci în anticameră, care a zis că este ordinul președintelui țării, care a stabilit că trebuie să existe așa o situație. Din baza informațiilor venite din alte servicii. Nu am avut decât să accept starea de fapt, deși m-am simțit destul de neconfortabil, trebuie să vă spun sincer. Da. Este grav când un judecător la Curtea Constituțională... Un judecător a Curții Constituționale este supus unor asemenea tratament. Este grav. Dar în Republica Moldova există instituții care trebuie să apere drepturile fiecărui om, inclusiv a unui judecător la Curtea Constituțională. În momentul în care ceri pază de stat, ar trebui precedat cel puțin cu o plângere la poliție pentru comportament agresiv în trafic, pentru acțiuni agresive, nu știu, în fața casei, ori pentru comportament nepotrivit în fața casei. Și tot așa. Eu două săptămâni în urmă m-am apropiat de un automobil care staționa la 30 de metri de poarta mea, pentru că tot mi s-a părut că prea mult staționează. Am bătut la geam și am întrebat, de ce faceți aici? Am primit o explicație și m-am liniștit. Am înțeles. Dar spre deosebire de Curtea Constituțională, Procuratura și Poliția se poate autosesiza.
se poate autosesiza, dar... Dar chiar nu a fost o astfel de adresare? Din punctul meu de vedere, este grav dacă semne situații într-adevăr au loc. Exact. Dar SPPS-ul nu are funcție de anchetă. De protecție. Ei doar protejează pentru, nu știu, să nu-ți dea nimeni o palmă, să nu te sechestreze cineva, să nu te urce ca pe cel judecător în portbagaj să te ducă undeva. Asta este responsabilitatea SPPS-ului. De acord. Dar anchetă ei nu fac. Foarte scurt. Înțeleg că nu mai avem timp, dar nu pot să nu vă întreb. Dumneavoastră erați membru a Comisiei Electorale Centrale atunci când a fost instituit sistemul electoral mixt. Spuneți-ne... Mai mult ca atât, am fost președintele grupului de experți care a elaborat proiectul de lege și a divizat țara în circumscripții. Da. Dumneavoastră, acum, înțelegeți? Când vă uitați la peisajul ăsta parlamentar pe care îl avem, pe care l-a generat sistemul mixt, vă considerați cumva responsabil pentru corupția pe care o avem în Parlament astăzi, generată de sistemul electoral mixt? Nu sunt de acord că este generată de sistemul electoral mixt starea de astăzi. Starea de astăzi este indusă de politicienii care sunt în Parlament. De atitudinea lor, de comportamentul lor, de lupta politică care este în interiorul Parlamentului. Eu rămân un adept a sistemului electoral mixt, care a adus oameni corecți și oameni demni în Parlamentul Republicii Moldova. Toate cele Dar și baronași și locali care s-au vândut ca roșiile la piață. Un nume. Nu pot să dau nume. O să-mi dați după emisiune. După emisiune pot să vă dau. Cu mare drag. Deci, trei elemente au fost supuse unei critici grele până la adoptarea acestui proiect. De fapt, patru, care a apărut iarăși acum la suprafață. Primul, că se va micșora numărul femeilor în Parlament după introducerea sistemului mixt, ceea ce nu s-a întâmplat de la 19 la 26, că se va micșora numărul tinerilor, că tinerii nu au șansă mare în Parlament uninominal, în circunscripții uninominale. Ceea ce s-a adeverit iarăși o greșeală, nu s-a adeverit și vor veni oameni de afaceri cu bani și vor cumpăra mandate în Parlament. Și nu s-a întâmplat asta? Arătați-mi un om de afaceri care și-a cumpărat mandat în Parlament. Cu siguranță că vreau să discut și despre situația cu excluderea lui Renato Usatăi și a Partidului Patria, pentru că erați președintea Comisiei Electorale Centrale. Vă mai invit, neapărat vă mai invit, ca să discutăm elementele astea care nu le-am reușit azi, dar ele sunt foarte importante. Păcat că nu le-am reușit. Dar vreau să le discutăm și o să le discutăm neapărat. Revenim după o scurtă pauză de publicitate cu alți invitați. În această parte a emisiunii o să discutăm despre situația regională. Am văzut mișcări interesante la granițele Ucrainei. Federația Rusă a concentrat în ultimele săptămâni acolo peste 120.000 de militari și tehnică de luptă. Am văzut declarația pe care a făcut-o astăzi ministrul Șoigu, care a spus că își retrage, Federația Rusă își retrage militarii de la granițele cu Ucraina și a mai spus că prin aceasta se încheie aplicațiile militare din acea zonă, dar a făcut un apropo și a menționat că Federația Rusă a suplimentat numărul de militari care vor rămâne în Crimeea. Și noi încercăm să, în această parte a emisiunii, să ne dumerim ce se întâmplă în această regiune și de ce joacă în felul acesta Federația Rusă. O să încercăm să ne lămurim cu această situație cu ajutorul invitaților din această parte a emisiunii. Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării, bună seara! Bună seara! Și Igor Munteanu, deputat și fost ambasador al Republicii Moldova la Washington. Bună seara, domnule Munteanu! Bună seara! Prin Skype, alături de noi, sunt Vlad Lupan, expert în relații internaționale și securitate, și Victor Chirilă, președintele Asociației pentru Politică Externă. Bună seara, domnilor! Bună seara! Da. În primul rând o să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Lupan, să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră această desfășurare de forțe a Rusiei la granița cu Ucraina și ce s-a întâmplat și în această declarație a domnului Șoigu de retragere. Ce a fost asta? Da, în primul rând, motivul pentru care Federația Rusă a încercat să aducă atâtea forțe este destul de clar. Federația Rusă nu acționează niciodată într-o singură direcție, cu o singură opțiune. Scopurile lor era de a crea presiune asupra Occidentului,
În primul rând, pentru în jurul Ucrainei, pentru a obține, pentru o deescalare, să obțină anumite beneficii. În cazul în care Occidentul ar fi demonstrat un răspuns slab, Federația Rusă și-ar fi lăsat opțiunile de intervenție parțială sau o intervenție mai serioasă pe masă, care ar fi fost dezastruoasă atât pentru Ucraina, posibil tăind tot sudul Ucrainei de la mare, posibil doar zona împrejurul Crimeei, deoarece Crimeea este tăiată de apă. Asta este una din problemele principale acum pentru această regiune. Un motiv important pentru Federația Rusă de a încerca să rupă din Ucraina căile de acces la apă pentru Crimeea, dar și revenirea la proiectul Novorosia, Rusia de Sud, în detrimentul ieșirii Ucrainei la mare. Deci n-au renunțat la proiectul ăsta? Nu, evident că nu poate renunța. Acest proiect prezintă o pârghie extraordinară atât asupra Ucrainei cât și Occidentului și ar putea de asemenea avea repercursiuni asupra Republicii Moldova, inclusiv în termen de alegeri anticipate chiar acum. Da, domnule Chirilă, părerea noastră. Bună seara! Bună seara! Bine, sunt de acord cu Vlad. Motivele, sau mai bine zis, scopurile urmărite de Rusia sunt mai multe. Cred că, în primul rând, scopul principal, sau motivul principal, este de ordin intern. Știm foarte bine că la toamnă în Rusia vor avea loc alegeri parlamentare. Într-un context deloc simplu pentru Putin și în special pentru partidul care îl susține, Rusia Unită. Sondajele arată că rușii sunt dezamăgiți de acest partid, îl consideră un partid corupt, un partid care nu și-a îndeplinit până acum promisiunile făcute în campaniile electorale precedente. Avem această pandemie care de asemenea are consecințe sociale și economice destul de sensibile pentru ruși. Economia stagnează, veniturile cetățenilor nu cresc, rușii sunt nemulțumiți de reforma pensiei, deci Putin avea tot motivul ca să găsească o posibilitate să distragă atenția rușilor de la aceste probleme și de asemenea să-și, într-o anumită măsură, să-și ridice ratingul în ochii rușilor. De aceea cred că Putin, într-o anumită măsură, și-a atins acest scop, a sustras atenția rușilor de la problemele actuale. Uh-huh. De asemenea, cred că alt motiv destul de important a fost să intimideze Occidentul ca să nu se implice în treburile interne ale Federației Ruse. Am văzut foarte bine că urmarea otrăvirii lui Navalny, problema drepturilor oamenilor în Rusia a venit în centrul atenției Occidentului. Pentru a descuraja această luare de poziție din partea Occidentului, desigur, a fost nevoie din partea lui Putin ca să tragă o linie roșie, așa cum a menționat el recent într-un discursul în fața dumei de stat. Deci, eu cred că acestea sunt principalele motive. Desigur, este și Ucraina, dar cred că Ucraina de această dată a fost pe al doilea plan în viziunea lui Putin. Da, vreau să venim cu discuția în studio și să discutăm și cu invitații de aici. Legat de acest discurs al lui Vladimir Putin privind starea nației, cum spun ei, el și-a avertizat rivalii occidentali să nu treacă ceea ce zicea domnul Chirilă, liniile roșii, și avertizează că răspunsul Rusiei la amenințări va fi asimetric, rapid și dur. Care sunt aceste linii roșii pe care le are în vedere Vladimir Putin?
Să știți că nu doar dumneavoastră vă întrebați care sunt aceste linii roșii. Michael McFaul, fost ambasador pe timpul lui Biden la Moscova, de asemenea se întreabă într-o postare ce înseamnă această linie roșie, pentru că președintele Putin spune liniile roșii sunt acele linii pe care le decide Rusia unde stau și unde, la ce ne folosesc. Liniile roșii sunt, dacă ar trebui să înțelegem practicalitatea sau motivele pentru care s-au început aceste acțiuni de masare, de consolidare a prezenței militare, sunt legate de o multitudine de factori, așa cum foarte bine au spus colegii noștri și prietenii de la domnul Chirilă și Lupan. Pe de-o parte sunt factori interni. La marșul victorios al lui Navalny pe scena rusă, internă, trebuia să existe un răspuns. Și acest răspuns a existat prin demotivare sau înclinarea atenției publicului spre altceva care se întâmplă și ar putea să aibă consecințe mult mai grave pentru economie și pentru statul rus. A doilea rând, urmărim o nouă etapă a reformei militare în Federația Rusă. Acest lucru se întâmplă prin trecerea de la sistemul mai vechi, care încă ținea de URSS, de la Serdiukov, la doctrina care a dat rezultate bune pentru politica externă și pentru politica militară, doctrina Gerasimov, pe care actualul ministru apărării, Shoigu, o folosește din plin și a demonstrat eficiența. În al treilea rând, cum spune Evelin Farkas, un fost asistent de secretarul de stat pe apărare, o bună prietenă a Republicii Moldova, printre altele, ea spune, Putin a dorit să testeze administrația Biden. A dorit să testeze cât de bine stă așezat în fotoliul său nou președinte. Acest lucru trebuie de explicat, de ce a vrut să testeze. Da. Pentru că a vrut să testeze relația cu aliații și europeni. Ce reacție a văzut Putin? A văzut niște reacții care, evident, au trimis indicațiile necesare spre Shoigu pentru ca să nu se anuleze, dar să, într-un fel, să oprească escaladarea. Este o escaladare controlată a lucrurilor la frontiera cu Ucraina și, în primul rând, a testat cât de departe poate să meargă Statele Unite, iar Statele Unite au răspuns, în primul rând, printr-o nouă lege adoptată ieri în Senatul American, care se numește Actul de Securitate a Ucrainei. Și acest lucru, acest act, această lege, înseamnă 7 puncte, care înseamnă asistență militară, accesul la tehnologii de apărare, inclusiv accesul la acele tehnologii care sunt extrem de importante pentru armata terestră ucraineană, Javelinul și sisteme de baterii de apărare de ultimă generație. Deci, nefiind stat membru NATO, Ucraina are acces la niște tehnologii foarte importante. Dar, dincolo de asta, a testat cât de departe poate să ajungă Statele Unite în raport cu proiectul Nord Stream. Și acest lucru, cred că a fost ținta, eu știu, cea mai importantă acestui demers geopolitic al președintelui Putin. Și evident, de acord, Ucraina n-a fost principala țintă. A fost legătura transatlantică, cum se vor mișca aliații americani în raport cu un eveniment de mare amploare militară. Și multă lume care a început, de exemplu, să creeze scenarii ce se va întâmpla în Odessa, cum se vor mișca trupele, în ce măsură o să fie amenințată Europa de Est, dacă va intra NATO, s-au gândit la precedentul din 2014 cu Ucraina și la precedentul din 2008 cu Georgia. Se vede foarte clar că Rusia gândește în termeni electorali, în toamnă vor fi alegeri în Dumă, se gândește la posibilitatea de a scoate câștiguri importante din slăbirea relațiilor transatlantice în perioada președintelui Trump și se gândește evident la faptul că în condițiile unei pandemii cu efecte majore economice, sociale și politice ar putea să găsească o breșă în care să intre și după asta să o utilizeze. Restul, restul sunt scenografii. Deci, el spune așa, răspunsul Rusiei la amenințări. Cine amenință, domnul Ciobotaru, astăzi? Este o bună întrebare. Fără ca să intră în repetația ce au spus colegii,
Eu cred că factorul militar și, de fapt, noi am asistat acum, în primul rând, la demonstrare de forță a Federației Ruse, necesară în condițiile în care Rusia, chiar dacă a realizat mai multe succese în implementarea acelei doctrine lui Gerasimov din 2012, totuși, în ultimul timp, a avut mai multe insuccese. Și în Siria, și în Libia, și în alte zone. Conflictul din Nagorno-Karabakh a rămas cumva, chiar dacă Federația Rusă este cel mai mare câștigător din ceea ce s-a întâmplat în Nagorno-Karabakh, totuși era nevoie de o demonstrare acestei forțe, în condițiile în care foarte bine ați accentuat și trebuie, și foarte mulți analiști sunt extrem de atenți la modul cum percep evenimentele Putin și anturajul lui militar, securist, deci prietenii lui de ani de zile. Deci ei într-adevăr percep ca o amenințare orice reformă care se efectuează în țările, statele fostei Uniuni Sovietice, fie vorba de Georgia, Ucraina sau Republica Moldova, ne mai vorbim de evoluțiile țărilor baltice, și orice apropiere acestor state de statele membre Uniunii Europene și NATO, Rusia le percepe ca o diminuare a propriei siguranțe. Și în primul rând ea a vrut să arate că ea nu va ezita să folosească forța armată pentru a-și atinge scopurile, inclusiv cele care sunt considerate de Federația Rusă prioritare. Și aceasta este promovarea modelului rusesc de soluționarea situației din raioanele de est a Ucrainei, de cel model în care să incorporeze în cadrul Ucrainei regiunile acestea autoproclamate din Luhansk și Donetsk, faptul care a fost renegat permanent și de Ucraina și de țările partenere în formatul Normandie, dar și insuccesele de a promova interesele sale, așa cum le vede Rusia, în formatul tripartit din Minsk. Schimbarea poziției Belarus, deci iarăși a slăbit pozițiile într-un fel a Federației Ruse și Putin recent a spus foarte clar că ultimele acțiuni a președintelui Zelenski, administrației ucrainene, vis-a-vis de mai mulți factori adus acolo, nu vreau să repet pe toate, Medvedchuk, inclusiv și anumiți factori la care s-au referit și colegii, aceste probleme cu alimentarea cu apă a Crimeei, problema Azovului și blocării de către Federația Rusă a transportului și, în general, a transportului maritim ucrainean. Toți acești factori au avut necesar pentru Federația Rusă de a trece acest impas. Și da, este absolut evident că această demonstrație, în primul rând, a vizat atât societatea ucraineană și conducerea actuală ucraineană, cât și partenerii din Occident sau oponenții din Occident, numiți cum doriți. Da. Inclusiv și administrația americană. Acum, factorul militar este extrem de periculos, pentru că chiar dacă mai mulți analiști militari au spus că în cazul de față Federația Rusă nu se pregătea de o intervenție iminentă, pentru că nu au fost mai multe elemente care ar fi vorbit că Rusia într-adevăr vrea să intervină masiv, fie în Donbas, fie în alte regiuni. Doi, dar totodată aceiași experți militari, și eu înclin și eu la această părere, că foarte multe elemente în politica rusească, mai ales legată de această percepere a amenințărilor, îi face politica rusă irațională. Deci ei nu pornesc de la niște argumente raționale, nu pornesc de la niște interese raționale, fie ele de ordin intern din Federația Rusă, Navalny, alegerile sau această scădere a, eu știu, susținerii pentru regimul lui Putin. Dar anume această iraționalitate, frica de a nu se trezi cu o insurgență, înconjurat sau cu vin tancurile NATO spre Bryansk sau navele maritime americane în Marea Neagră. Deci aici este. Și mai este încă un element extrem de periculos, care trebuie să-l avem în vedere, dorința Federației Ruse de a descuraja această reformă militară din Ucraina, care poate vorbi de o operație foarte scurtă, dar foarte dureroasă pentru forțele ucrainene.
Deci Federația Rusă are o superioritate netă în ce privește aviația, de exemplu, da? Spațiul aerian. Ucraina nu are încă suficiente capabilități să construiască o apărare antiriană. Federația Rusă are superioritate maritimă în bazinul Mării Negre. Și acestea sunt două ținte pe care Federația Rusă ușor le-ar putea face pentru un mic blitzkrieg care ar acoperi aceste temeri și care ar face ca această demonstrație de forță să fie una practică și nu una iluzionară. Da. Asta ar fi o mișcare. Domnul Munteanu, dar vreau să-i anunț și pe ceilalți doi invitați, domnul Lupan și domnul Chirilă. Să știți că sunteți online și vă auzim ori de câte ori aveți de intervenit să o faceți, pentru că suntem într-o dezbatere până la urmă și două elemente, chiar dacă sunteți la distanță, noi vă auzim aproape că în timp real. Două elemente am dorit să adaug. În primul rând, ne-ați întrebat de liniile roșii și ce înțelege Rusia prin asta. Dar mai important a fost, de fapt, răspunsul lui Putin la propunerea lui Zelensky de a se întâlni. De da, oriunde în Donbass. Exact, oriunde în Donbass. Și Putin a spus să ne întâlnim la Moscova. Nu. Asta nu a fost cel mai important parte din răspuns. A spus, dacă doriți să discutați despre teritoriile Donbass, Lugansk și mai departe, discutați cu Pușilin. Da, mai întâi cu dânsul. Da. Ce înseamnă că, unu, rușii sunt foarte nemulțumiți de faptul că acordurile de la Minsk nu se îndeplinesc așa cum le-au conceput ei. Da, da. Formatul Normandia, chiar dacă, de exemplu, avantajează într-un fel o mișcare sau un proces politic de normalizare prin negocieri, până la urmă conduce la legi de mare acestor lideri, așa cum am făcut-o noi cu Transnistria. Dar dincolo de asta, asta a fost de fapt un mesaj extrem de important, ce să negociați cu Pușilin dacă vreți pace. Doi, pe plan militar, eu cred că de fiecare dată când are loc o escaladare a situației și cu aducerea de trupe foarte multe la frontiera Ucrainei, se întâmplă un lucru. Are loc consolidarea militară a Federației Rusă în Crimea. Și este un element într-un fel de no way back. Adică noi nu plecăm de aici, indiferent câte sancțiuni o să puneți, noi rămânem acolo. De data asta au adus S-400, rachete importante, Triumf, le-au plasat, le-au instalat și nu le vor scoate. Deci de fiecare dată încalcă regimul de arme. Doi, a fost o tranzitare puternică, de exemplu, au adus în front line, pe linia de demarcare, armate de interior. Ceea ce însemna o schimbare de optică, pentru că atunci când aduci mai aproape de frontul activ, asta înseamnă, într-adevăr, creezi percepția că te pregătești de luptă. Deosebire față de anul 2014, este că de data asta Kremlinul nu a adus Rosguardia. Da. Și atunci multă lume și-a pus întrebarea, dacă nu este Rosguardia, în cazul ăsta nu va fi o intervenție terestră. Nu va fi o mișcare insurgență, pentru ca să creezi insurgență, ca să creezi puncte de contact și de loialitate pentru statul sau invazia. Și atunci mai mulți analiști militari au spus, de fapt, nu este vorba de o invazie, este o testare a nervilor. Este încercarea de a căuta concesii din partea celor cu care negociez și nu negociez cu Kievul. Așa e cinic, dar cam așa se întâmplă, negociez cu centrele de putere, eu mai puțin europene, pentru că europene din acest moment reacția înaltului ministru de externe a Uniunii Europene a fost extrem de pasivă și oarecum desconcertant de interesantă sub aspectul de declarații, dar a fost o reacție bună din partea Statelor Unite, ceea ce înseamnă că va întări legătura cu statul ucrainean și va întări prezența acestor linii de reziliență antirusească. Aceste situații care s-au întâmplat și această demonstrație de forță pe care am văzut-o, în opinia dumneavoastră, domnule Chirilă, îi întărește cumva popularitatea lui Vladimir Putin? Cum credeți că percep rușii toată situația asta? Pentru că am văzut în unele reportaje oameni nemulțumiți pentru aceste acțiuni pe care le întreprinde Federația Rusă în raport cu Ucraina, cu ucrainenii. În primul rând, din punctul meu de vedere, cred că Rusia, aducând două armate, de fapt, la frontiera cu Ucraina, cred că era pregătită să atace.
Și cred că ar fi făcut-o dacă nu întâlnea un răspuns diplomatic foarte hotărât din partea aliaților occidentale și în special din partea Statelor Unite ale Americii. Cred că răspunsul a fost răspunsul pe care l-au dat aliații NATO, răspunsul pe care l-a dat Germania prin telefonul, prin convorbirea pe care a avut-o Merkel cu Putin, de asemenea președintele Macron, de asemenea inclusiv și același Erdogan prin mesajele trimise către Putin, de asemenea Biden care l-a telefonat personal pe Putin. Deci mesajele au fost cât se poate de clare, că consecințele vor fi foarte, foarte grave pentru Federația Rusă dacă Putin personal se va decide la o incursiune militară pe teritoriul Ucrainei. Și cred că de data aceasta Ucraina a fost salvată de Occident. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că Occidentul a făcut și un compromis în dialogul cu Putin. După otrăvirea lui Navalny, Putin s-a pomenit izolat în exterior, în special în relația cu Occidentul. Iar după alegerea lui Biden, era clar că Rusia și că Putin și anturajul său se așteptau la anumite sancțiuni foarte dure din partea Statelor Unite ale Americii. Deci, propunerea pe care a făcut-o Biden de a se întâlni în cadrul unui summit într-o țară terță, de fapt a fost o concesie făcută lui Putin. Și Putin prin această operațiune, pentru că a fost o operațiune, dânsul a reușit să iasă din această izolare diplomatică. Pentru moment a reușit să iasă. A obținut ceea ce a obținut foarte destul de repede, o întâlnire cu președintele Biden, ceea ce n-a reușit cu Trump. Deci în cazul lui Trump i-a trebuit mult mai mult timp ca să se întâlnească cu el în prima vizită în Finlanda. Deci acum urmează să vedem care vor fi înțelegerile, discuțiile și înțelegerile în cadrul acelui summit cu Biden, care se preconizează. Ce ține de popularitatea lui Putin? Cu siguranță, în ochii rușilor, Putin a demonstrat că el este un lider puternic, că poate face față presiunilor Occidentului, care, iată, înconjoară țara din toate părțile. Și, cu sigur, presupun, vor arăta sondajele ulterior, dar presupun că o anumit va câștiga în popularitate în următoarele săptămâni și luni. Nu știu dacă această popularitate va fi atât, creșterea acestei popularități va fi atât de substanțială pentru a ajuta și partidul Rusia Unită. Probabil că nu. Problemele economice sociale sunt atât de destul de grave pentru a ne aștepta la o popularitate, la o creștere substanțială a popularității și a lui Putin, dar și a partidului Rusia Unită. Dar, din punctul meu de vedere, Putin a reușit totuși să obțină, cel puțin parțial, să rupă această izolare în raport cu Occidentul și să vedem. Am văzut o anumită deschidere spre dialog și din partea Berlinului și din partea Parisului, chiar dacă domnul Macron a spus că este nevoie să tragem niște linii roșii. Nici domnul Macron nu a menționat care sunt aceste linii roșii. Mai mult decât atât, doar trasarea liniilor roșii în raport cu Rusia nu este suficientă. Este de asemenea important ca acele linii roșii să fie apărate sau impuse de către Occident. Și aici, fără Statele Unite ale Americii, Europa este practic impotentă, deocamdată, să-i spunem așa. Da. Vrem să înțelegem care este locul nostru în această ecuație regională și inclusiv în ecuația lui Putin, domnul Lupan. Bine, inițial, înainte ca să vorbim despre prezența trupelor ruse în Republica Moldova, care este unul din elemente importante, precum și politica internă a Republicii Moldova vis-a-vis de vecini,
Trebuie să spunem că, din punct de vedere al relațiilor internaționale, Putin, da, pare să fi forțat mâna și a câștigat, într-un fel, un dialog rapid. În același timp, dacă ne uităm atent la evenimente, același lucru l-a câștigat până la urmă Biden, în sensul în care, haideți să pornim de la problemele Federației Ruse. În primul rând, este o percepție totalmente străină și stranie despre faptul că NATO i-ar amenința într-un fel sau altul. Luând în considerație, uitați-vă la reacția Europei. Este o reacție extraordinar de slabă. Unica țară care este capabilă să reacționeze Federației Ruse este SUA. SUA nu mai poate împinge tot NATO în felul în care îl putea împinge până la Trump, din cauza reacției slabe a europenilor, în primul rând. Însă SUA poate influența, dacă este nevoie, relația sa cu Rusia, inclusiv pe domeniul atât Europei de Est, cât și Europei de Vest. Într-al doilea rând, mesajul lui Putin era intern. Uitați-vă la ce a spus el. Uitați-vă în original, în rusă. El a vorbit foarte mult despre economie. Da. Acest lucru chiar reflectă faptul că situația de securitate a fost un element parțial. Rușii erau gata să, în cazul unui răspuns mai puțin solid din partea Statelor Unite, în primul rând, să testeze posibilitatea unei invazii. Aceste două armate la care au făcut referință Victor Chirilă erau acolo ca să vadă cât de parte ei pot merge. Rusia a utilizat câteva pârghii. Așa cum am spus, Rusia nu funcționează pe un singur nivel. Opțiunea întâi este să preseze prin intermediul prezenței armate din punct de vedere politic. Opțiunea doi este tot timpul să vadă dacă pot să mai meargă încă 100 de metri. Vedem asta în ocazia de, da, să mă iertați, în Osetia de Sud, unde ei împing în permanență frontiera un pic încă un pic. Același lucru puteau să-l facă în Crimea și în Donbass. Deci aceste opțiuni erau valabile. Astfel, parcă elementul militar este prezent, însă în realitate Putin vorbește foarte mult în adresarea sa către națiune despre subiecte de ordine economice. Exact acele subiecte la care au făcut referință experții noștri, Victor Chirilă și ceilalți, Igor și Viorel. Un analist rus spune foarte clar despre faptul că subiectele acestea de război nu mai sunt atât de populare în Federația Rusă. Sondajele arată că populația nu mai este interesată atât de mult în măreția Rusiei de vedere militar asupra altora, ci interesează buzunarul lor. Oamenii sunt interesați de pensii și de salarii. Deci sunt lucruri care prevalează asupra succeselor de ordin militar supra Statelor Unite și așa, da, mai departe, o parte din propaganda rusească. Vladimir Putin vine cu un speech tour vis-a-vis de Occident, în mod particular adresat în primul rând Statelor Unite și parțial Europei, pe care e relativ ușor o liniștește. Dar, până la urmă, acest speech tour spune foarte clar că, știți, vă amenințăm, dar ne retragem. Cam așa e și, da. Până la urmă, este un mesaj, iarăși, de ordin intern și extern în același timp, dar pe intern, el răspunde acelui public care este interesat, în primul rând, de economia Rusiei și nu de războaia, da, de Rusiei. Domnule Revan, o să vă întrerup acum doar un pic, pentru că intrăm într-o pauză de publicitate. După asta o să discutăm despre ceea ce ziceam un pic mai devreme, locul nostru în această ecuație regională. Publicitate. Revenim cu ultima parte a acestei emisiuni. Am zis că o să discutăm și despre rolul Republicii Moldova în toată ecuația asta. Multă reținere am văzut în aceste două săptămâni de când s-au început frământările la frontiera ruso-ucraineană. Reținere din partea autorităților din Republica Moldova. Am văzut doar niște declarații care
ne asigurau că Republica Moldova este bine și nu are de ce se teme în această situație tensionată. Și am văzut și unele reproșuri din partea unor comentatori care spun că prea puțină atenție acordăm acestui subiect care ar trebui să ne privească. Și, în schimb, de partea cealaltă a Nistrului am văzut forfotă, am văzut agitație din partea militarilor, am văzut aplicații militare, cum le numesc ei. Și asta un pic ne-a îngrijorat. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă într-o astfel de configurație geopolitică și în cazul unor manevre repetate de acest fel noi avem de ce ne teme sau suntem la adăpost? Eu am observat o declarație a generalului Gaiciuc în care se spune fiți pe pace, nu se întâmplă nimic în Transnistria și mi-a trezit așa foarte mari semne de întrebare. În primul rând, noi trebuie să fim foarte preocupați de această supraactivizare a unităților care de regulă fac câte 34 de manevre sau exerciții militare în jumătate de an. Cam asta era statistica pe care o număram încă de prin 2018-2017. Iar ei fac acest lucru pentru că, în primul rând, fac parte din districtul militar vest, rus, respectiv ei nu fac niște acțiuni locale, strict locale, dar sunt coordonate la anumite strategii care se implementează de la Vitebsk și, mă rog, acolo pe unde se găsește acest centru. Doi, Chișinău, din păcate, niciodată n-a tratat cu seriozitate cum să răspundă la asemenea acțiuni. Și multă lume zice, dar cum să răspundă la așa lucruri? Păi, sunt lucruri elementare. În primul rând, monitorizezi la sânge personalul care este angajat în aceste unități militare, fie că fac parte din GOTR, fie că fac parte din armata transnistreană, pentru că ele sunt extrem de integrate între ele. Sau elementar, te uiți cine mai trece prin aeroportul Chișinău. Dacă ai monitorizezi după asta, nu mai permiți persoanelor care trebuie să înlocuiască pe une sau care să ofere asistență, mă rog, instruire militară, pentru că să decompletez. Pentru că scopul general al nostru este să scăpăm într-un fel sau altul, fie cu permisiunea sau fără permisiunea Moscovei, de acești militari. Din păcate, la noi nu s-a mers pe aceste lucruri, pentru că unii se tem că asta ar putea să escaladeze. Da. Iar doi, nu există planuri de contingență care să poată fi implementate. Poate pe hârtie, multă lume zice, eu am scris 20 de planuri de contingență, în realitate, instituțiile nu prea lucrează în această direcție, nu există voință politică pentru asta. Doar într-o situație în care bâlbâielile politice s-ar încheia și ar exista niște poziții ferme pe subiectul conflictul transnistrean, nu așa cum îl vedem noi, că negocierile în formatul 5+2 nu duc nicăieri. Nu generează nicio soluție. Nu duc nicăieri. Nu duc spre obiectivele care ar trebui să fie consacrate de Constituția Republicii Moldova. Dar în condiții de instabilitate politică, foarte puțin dintre decidenții politici și-ar asuma anumite, eu știu, misiuni de a face ordine pe aceste segmente extrem de grave. Cine crede că transnistrenii se distrează acolo cu patru Kalashnikov-uri și câteva, eu știu, mașini de luptă, se înșală. Există rețele întregi care sunt foarte active pe malul drept, și aceste rețele de spionaj își fac lucru și într-un fel creează incidente sau evenimente de tot ordinul care destabilizează situația politică din Republica Moldova. Da, domnul Cibotaru. General, trebuie să vorbim că situația nu s-a schimbat nici dinainte de 2014, nici în timpul 2014-2015 până acum. Clar lucru că și contingentul militar care de fapt s-a reprofilat, acel grup limitat din niște unități de cadru, cum se spunea în Uniunea Sovietică, s-au transformat într-o unitate foarte combativă, cu misiuni speciale. Asta e adevărat, în 2014 s-a produs această modificare. Și atunci când s-a triplat numărul de exerciții,
când ei au mai avut posibilitate să, suplimenteze prin niște contingente, au reușit să infiltreze atunci în Transnistria circa 1000 de militari. Apoi a fost o perioadă când ei nu au mai putut face această rotație, când un pic acest elan s-a mai domolit. Da, în ultimul timp noi am văzut o mică creștere, activizare acestor pregătiri, dar în linii mari eu aș fi foarte atent să spun dacă ar putea fi implicați într-un mod direct într-o insurgență mai mare. Deși sigur că lucrul acesta nu numai că nu se poate de exclus. Credeți în 2014 ei au fost suficient de prudenți, pentru că atunci, în 2014-2015, autoritățile Republicii Moldova au fost alertate cu adevărat de acest fenomen. În mod foarte rapid au suplimentat niște fonduri necesare pentru reparații tehnice, pentru pregătirea armamentului. Erați ministru atunci. Da, deci unele acțiuni s-au început înaintea mea, de când era domnul Troienko. Și, într-adevăr, am reușit într-o perioadă foarte scurtă să consolidăm capacitatea de apărare. Nu suficientă pentru niște lucruri așa să fim absolut siguri, dar cel puțin s-a reacționat. Acum, instituțiile, toate instituțiile de securitate sunt compromise. Deci ele continuă să fie conduse de oameni care au venit în baza unor doctrine legate de federalizarea Republicii Moldova. Rușenii sunt prieteni, noi trebuie să prietenim cu Rusia, vreau zic, cu aceeași retorică anti-americană, anti-NATO, anti-Uniunea Europeană, anti-română, da. Și să așteptăm de la dânsii niște reacții adecvate, ar fi sinucigaș, dacă nu hazarduos. Deci, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, situația în Republica Moldova, în general, s-a schimbat. Este absolut evident o altă așteptare a societății Republicii Moldova, vis-a-vis inclusiv și de așa elemente cum este solidaritatea cu lupta poporului ucrainean pentru independența sa, pentru suveranitatea sa. Și noi înțelegem foarte bine că această luptă privind implementarea unui model de soluționare în Donbass este absolut nemijlocit legat inclusiv și de modelul de soluționare a conflictului transnistrian. Și aceasta ne leagă într-un mod direct. Deci, încă o dată spun, da, sunt absolut de acord cu domnul Munteanu că aceste trupe, trupele transnistrene, această armată, forțele armate ale Transnistriei, sunt parte integrantă a Forțelor Armate ale Federației Rusă. Nu, fără niciun fel de... Și această agitație... Acest joc de noi suntem o armată separată, stat independent, este un joc care nu poate... Această agitație pe care noi am văzut-o acum, ea a avut legătură cu ceea ce se întâmpla la granița ruso-ucraineană? Eu am să vă deschid un secret foarte important. Nu știm. Pentru că noi nu avem suficiente resurse de inteligență pentru ca să cunoaștem exact planurile transnistrenilor, nici pe linia inteligenței militare care a fost compromisă odată cu venirea deci conducerii socialiștilor, nici mai apoi. Acolo au apărut niște persoane care erau cunoscute ca niște persoane care acopereau niște traficuri de țigări, de altă natură. Deci interese de buzunar. Dar nu există preocupare acolo de într-adevăr de administrație. Eu nu vreau să descoper anumite chestii. Ce înseamnă inteligența militară sau ce înseamnă serviciul de contraspionaj și cât de eficientele sunt ele. Dar m-am convins și atunci când am fost în funcția de ministru și atunci când am avut mai multe ocazii să analizăm situația din raioanele de est a Republicii Moldova, noi nu avem suficiente capacități să cunoaștem exact planurile, să cunoaștem oamenii și să facem acel tip de activitate la care s-a referit domnul deputat, de anticipare. Monitorizare a situației. Da, monitorizare și anticipare. Da, două lucruri. Exact. Zilele astea, ucrainenii au arestat 60 de persoane care făceau parte din anumite grupuri de insurgență la Harkov. Da. Efectivul militar și de securitate transnistrie este de 5-10 ori mai mare decât oricare altă regiune state-led separatistă, Abhazia, Osetia de Sud. Respectiv, Federația Rusă în orice planuri ia în considerație potențialul de a crea probleme. Nu de a rezolva mari sarcini militare, dar de a crea probleme. Inclusiv de supliniști cu cadre, cum s-a întâmplat în 2014. Din acest motiv, eu am răspuns foarte clar. Sigur că ei fac parte din orice fel de dislocare sau redislocare de trupe. Iar răspunsul ucrainenilor de a disloca
niște trupe de contrapunere imediat în imediat apropierea acestei regiuni, arată foarte clar că trebuie să luăm în serios ideea de solidaritate cu statul ucrainean, de a aduce oameni care înțeleg sarcinile militare și pot să se ușor să se mobilizeze, și trebuie să facem o curățenie de plină în sistemul de apărare și securitate. Da. Domnul Lupan vrea să intervină, înțeleg. Domnul Lupan, vă ascultăm. Știm foarte bine care este rolul regiunii transnistrene cu fosta armata 14 împărțită în două, în grupul operativ rus și în așa numită armată transnistreană, de fapt cealaltă jumătate a armatei a 14-a. Da. Rolul acestei grupări militare este de a ține o parte din trupele ucrainene de la frontiera de est a Ucrainei. Cu alte cuvinte, de a lega o parte din militari, de a distrage o parte din resursele ucrainene de dincolo de la războiul din Donbas și din regiunea Crimeei. Pentru asta nu este nevoie să ai 100% informații de inteligență. Asta este un lucru totalmente garantat 100% că așa va acționa Federația Rusă. Și exercițiile acestea, care s-au activizat mai mult sau mai puțin în aceeași perioadă, ba chiar mai devreme decât exercițiile lor anuale, a demonstrat încă o dată acest lucru. În cazul în care Federația Rusă nu merge pe opțiunea militară, ea va recurge la opțiunea numărul 2, influența politică din Republica Moldova, nu doar din regiunea transnistreană, dar în toată Republica Moldova, ca să mențină un regim ostil Kievului în Republica Moldova, astfel menținându guvernul Dodon pe cât posibil de mult. Dacă era opțiunea militară pe masă în cazul Ucrainei, atunci guvernul controlat de Dodon ar fi extins și înlărgit acea stare de urgență. Nu mai vedem alegeri anticipate niciodată. Acum situația s-a mai schimbat, deci iată a doua parte a evoluției de la militar la politic, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Da, scurt, întrebare pentru domnul Chirilă, practic avem mai puțin de 3 minute până la final. Ce rol ar avea forțele militare controlate de Rusia în stânga Nistrului în eventualitatea unui război în estul Europei și ce interes are Putin să țină acest teritoriu sub ocupație militară timp de 3 decenii, domnule Chirilă? Bine, pentru Putin dispariția Uniunii Sovietice a fost un dezastru strategic și cred că dânsul n-a renunțat, și nu doar el, dar și elita politică actuală din Federația Rusă nu a renunțat la ideea refacerii sferii de influențe ruse în estul Europei. Din acest punct de vedere, fără îndoială că Transnistria este doar un cap de pod, nu doar pentru a menține Republica Moldova în sfera ei de influență, dar și de a proiecta influența Rusiei spre Balcani, spre Europa Centrală inclusiv. Dar în cazul dat, vedem fără îndoială, dacă ne aducem aminte ce s-a întâmplat în 2014 în regiunea transnistriană. Deci ajungem la aceeași concluzie pe care a formulat-o domnul Munteanu, că aceste aplicații militare pe care le-a organizat regimul transnistrian în săptămânile trecute, fără îndoială că au legătură cu această operațiune militară a Federației Ruse. Și la fel, domnul Lupan a spus foarte, foarte bine că acest contingent militar din regiunea transnistriană are menirea de a ține, de a crea probleme și Republicii Moldova, dar și Ucraine. Din acest punct de vedere, eu cred că Transnistria, acest teritoriu, a devenit o problemă, este o problemă regională și trebuie tratată ca atare. Și din acest și cred și sunt convins că autoritățile Republicii Moldova ar trebui să vorbească cu mai mult curaj de această problemă și să insiste pe retragerea trupelor Federației Ruse din regiunea transnistriană, inclusiv și a misiunii de pacificare, înainte de a soluționa problema transnistriană din punct de vedere politic. Da.
Din păcate nu mai avem timp, domnule Chirilă, domnilor invitați, chiar nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Una mai complicată, nu sunt simple subiectele astea care nu țin direct de Republica Moldova, subiecte regionale, dar ele ne privesc și ne afectează viața în mod direct. Eu sper foarte mult că cei care ne-au urmărit au înțeles foarte bine ce s-a întâmplat în aceste 2-3 săptămâni la granițele Ucrainei cu Federația Rusă și cum asta ne influențează pe noi. Eu vă spun toate cele bune, nu ratați următorul episod din Pablo Escobar, Baronul Răului, imediat după această emisiune.